Vă salut și bine v-a regăsit la un nou clip. Astăzi va începe evoluția pe serverul nou temporar și vreau să vedem dacă ducem acest ninja la level maxim, adică unul campion pe acest server și să vedem dacă facem echipamentul necesar pentru a crește. Am vrut să filmăm toată evoluția de la 0 până la level, până la final, să zicem așa. Și de asta n-am jucat pe acest ninja deloc, dar am jucat pe un subcaracter astfel încât m-am pregătit cu peste 200 de cufere de bonită de fiecare și deja am mai pus mâna pe niște iteme, de exemplu o armură cu 15 foc, pregătim setul de foc pentru V2 sau SD3, depinde. Asta vom vedea dacă reușim în perioada următoare, deci o să încercăm să facem și papuși de foc, colier de foc și încercăm să le bonusăm încet încet. Acum am zis că vreau să începem de la zero, acest caracter va fi principalul, vreau să joc pe ninja pentru că n-am mai jucat și aș vrea să transfer un ninja pe România. Deci haideți să vedem dacă reușim. Nu uităm și de butonul de like, subscribe, să vedem evoluția pe acest server nou. Este nebunie pe server, din ce vedem este activitate. Ia uitați aici la poștă ce este. Deci chiar e nebunie cu noile, cu această strategie de joc, conturi noi de level 10 pentru a face aceste cufere de bonită. Deci la fiecare cont nou făcut level 10 primim aceste recompense plus cărți abilitate de pe care putem scoate bani. Eu am scos vreo 2-3 tăișuri, 2-3 aure pe care majoritatea le-am vândut. Aurele le-am lăsat acolo în depozit pentru că poate îmi sunt necesare pe subcaracter, pentru că mai am un warp pe schimbă. Și aș vrea să deschidem niște cufere ca să vedeți despre ce e vorba. Dacă tot am prezentat ce primim la level 10, haideți să mai luăm 5 de aici și să vedem ce primim din ele, cu ce ne pot ajuta acestea. Vorbim și pentru jucătorii noi care n-au mai jucat deloc, ca să vadă despre ce e vorba și ce ar putea face pe server, dacă bineînțeles sunt interesați să intre. Ia să vedem ce putem primi din cufăr vernil de ebonită, deschidem câteva, deci primim bless, primim mănușă, primim inel, deci din cel vernil cam acestea sunt dropurile. Ia uitați, mănușă joc, deci n-o să ducem lipsă de mănușă joc, bless-uri și inele de 3 ore care se dau și jos, bineînțeles, și mănușa la fel se dă jos. Ia să mai deschidem câteva SS-uri, opa, nu știam că pică și adaugă din ăsta. Eu credeam că din ăsta nu pică, dar uite că pică. Eu am crezut că din cel verde de bonită, nu vernil, să zicem că e mai bine. Deci eu am crezut că doar din acestea luăm adaugă și vrăjește, dar uite că putem lua și din cel vernil. Hai să vedem câte prindem. Uite și zeuri avem, o să le deschidem pe toate. Am făcut destule, sincer. Într-adevăr, diferă un pic dropurile între ele pentru că, uitați, am deschis câteva vișinii și am primit și critice pătrunderi. Iau-te, 3 vrăjește deja, mamă, câte mănuși, deci mănușile și inelele direct în depozit o să le punem. Deci cam despre asta e vorba, fraților, n-am investit niciun leu în acest server, nici măcar un MD, să zic. De fapt, ba da, am investit 12 MD în a treia mână. Ba nu, 24 MD pentru că am luat de 15 zile, am luat-o a treia mână să culeagă Yang-ul singur și atât am investit în server. Haideți să vedem free-to-play ce am putea face deocamdată, câte adaugă, uite, deocamdată avem 5 și vrăjește 3. Poate reușim să bonusăm ceva și o să vă prezint și ce drop-uri am mai primit, imediat ce facem și un pic loc în inventar. Să punem mănușile, că este nebunie totală ce e aici, deci o să avem o grămadă de mănuși și le vom folosi să facem iteme de upgrade și poate batem și la cele. Acum vedem dacă reușim. Știu că este astăzi, așa că o să încercăm să batem și noi să facem câteva. Bun, haideți să continuăm cu încă 200 de fiecare. O să le deschidem pe astea vișinii pentru că n-au foarte multe dropuri și se stachează. Ia să vedem câte adaugă și vrăjește facem în total. Mamă, dar se strâng bine adaugă și vrăjește. Ceea ce este foarte bine, poate reușim să bonusăm niște papuci de foc sau un coif, îi punem ceva foc pe el. Armura avem deja, așa că
nu o să bonusăm, deci vom vedea, o să luăm, fiți atenți, o să luăm probabil coiful de 41 și o să-l bonusăm, uitați-l pe acesta plus 8, o să deschidem și cu fără însoțitor, deci cam despre asta e vorba, vom avea și la fiecare stagiu, să zicem, uite, nivel 10, nivel 30, nivel 60 și 90, câte un cufăr ucenic la fiecare nivel de genul și vă dați seama câte elixire de XP vom avea, citite, exo, mănuș ucenic, deci foarte, foarte multe chestii de genul, vrăjește, adaugă iarăși la level 70 și parcă și 80, dar și 90 mi se pare că mai dă vrăjește și adaugă, ia uitați câte mănuși și inele, inelele nu le voi șterge, dar probabil câteva mănuși voi șterge la magazin pentru că nu o să pot să folosesc atâtea probabil, sau mai deschid un caracter și le pun mai degrabă pe un caracter gol, mai bine facem așa că nu se știe, poate le folosim pe toate, mamă, dar avem 16 vrăjește și ia câte, 19 adaugă, wow, hai să vedem câte facem în total, facem vreo 22, ar fi tare să mai pice. Deci până acum 20, iarăși s-a umplut inventarul și revenim cu el gol. S-au deschis toate cuferele și rezultatul este de 25 de blesuri, 29 de zeuri, 20 de adaugă și 21 de vrăjește. Incredibil dropul, nu mă așteptam să pice chiar atât de multe. Însă stați să vedem dacă reușim ceva cu ele. Nu știu dacă în clipul de astăzi vom încerca să vrăjim sau să bonusăm ceva, dar în caz că ne apare ceva bonusat în cale, poate încercăm. Momentan o să plusez acești bambuși, poate reușesc să-i fac, dar întâi haideți să colectăm tot ce avem de colectate aici și deschidem și pet. Uitați, mai dăm spre level 60, mai primim un pet, iarăși 10 cutii de ebonită, încă un cufăr ucenic, iarăși cărți, hai să vedem ce am primit, poate mai luăm ceva, niște cărți sau ceva bun, ia să vedem, primește tot, perfect, hai să deschidem și ăsta, 3, 2, 1 și, bine, Ourazador, avem și Muffin, momentul este pregătit, costum de criminal plus 8 aici, și oțel, nu ne-a dat oțel? Parcă zicea ceva și de oțel. Uite aici la level 60 oțelul. N-au venit bonusate din ce vedem. Gluga aceasta m-ar tenta să o bonusez, să pun foc pe ea, dar deocamdată mai aștept. Cred că va fi super, deci evoluția va fi super la ce vedem momentan. Chiar îmi place, deci serverul pare să fie foarte ușor. Nu știu dacă Urielul se ia de la levelul acesta, ia să vedem. Opa! A, nu se ia, mă miram eu, sau? Păi fraților, nu știam că se ia de la level 0, incredibil, am primit și 50% XP, chiar nu știam că se ia de la level 0, parcă pe site scria de la level 40. Haide să-i dăm drumul cu crescutul atunci, suntem destul de pregătiți cu echipamentul, haide să deschidem și petul și să vedem dacă este tip 6, dar și 3 skill-uri. 3 skill-uri, wow, hai să vedem, deci luăm un glob destin însoțitor și să vedem ce tip, opa, asta e că e măricel petul, bum, ah, e tip 4, vezi că e punicel cât de cât, un berserker antrenament merge pe el, s-ar putea să fie ok, hai să-l lăsăm, deci Razador tip 4, băi, nu puteam mă tip 5 și rezolvam din prima, totuși e bine. E bine, ne va face PV-ul un pic mai mare, deci ne va ajuta un pic. Și haideți să-i dăm drumul pe level, deci începem în forță, deja trebuie să-i dăm tare spre level 41, punem și coiful, mă gândesc dacă îl și bonusăm, dar stați un pic să vedem cum rezolvăm și cu papuci și poate mai găsim și pe jos, astfel încât să plusăm cât mai mulți, facem și noi o pereche plus 8 plus 9 și... Uite și glugă de piele aici, poate găsim ceva bonusat. În caz că mai găsim chestii pe jos, le luăm că nu se știe, poate sunt cu PV sau... Uite cum am dropat eu un coif de 21 de oar cu 15 vânt, este în depozit, am și o armură cu 15 vânt pe care le las acolo, facem un set de vânt ulterior pentru oarul de pe schimbă, oarul, și pe oarul de pe schimbă o să mai jucăm.
dar acela va rămâne un pic level mai micuț. Acum vreau să văd dacă bat Serang și Triste. Mamă, ce damage am. Deci nu prea bat. M-am cam... Hai că totuși încet încet se duce și HP-ul lor. Mă gândeam că o să cresc doar pe ele acum, dar mai degrabă o luăm încet cu sarcinile și tot ce trebuie. Că uite, dacă nu dau critică sau pătrundere, cam greu. Uitați-vă ce vă ziceam de papuci cu PV. Am găsit o pereche cu PV 500 pe jos. Perfect, hai că-s bun de început. Ne ducem să luăm skillurile. Acum am făcut repede level 5, dăm aceste lucruri jos. Și hai cu skillurile și level 10. Văd că am prins și un costum de azur cu 500 PV, o să-l dăm la plus, poate ne va fi de ajutor cât de cât. Dacă-l facem plus 6, e ok. Uite, am făcut și level 10, hai să luăm tot așa pe pumnale, cred că o să merg. Ia să vedem, misiuni joc, tineri eroi și gheara elfului, ia să vedem, perfect. Hai că acum parcă se mai simte damage-ul. Și am băgat toate punctele în pumnal rulant. Hai să dăm un ori 3, ia. Bam, ori 2 a fost. Ia să dăm și în metinul acesta de pe mount. Să vedem dacă reușim să-l batem. Uuleu, ce damage. Hai că vedem dacă încet încet așa bătrânește, îl batem. Revenim după ce îl spargem. Hai să vedem dropul de la metin. Și grabă plus 1. A, și mi-a furat cartea. Platoșe de tigru cu 2 sabie. Hai să luăm graba și o să punem graba pe azurul acesta. Dar s-a spart. Nici măcar plus 1 n-a vrut să meargă. Continuăm cu levelul. S-a făcut și level 20. Petul este 13. Hai să-l facem 14. Hrănindu-l. Punem armura asta. Opa, nu s-a făcut. Stați așa, punem și colierul ăsta. Hai să-l punem și pe el. Deci... petul 14, noi 20, o să luăm iarăși arma tineri eroi de level 20. Perfect. Și acum vreau să vând tăișul vrăjit pe care l-am dropat. Uite, am și corp, am și sufletul lupului. Ia uite, două corpuri. Și vreau să, cu acești bani, cu banii pe care îi iau de pe tăiș, să plusez niște papuci, poate și niște coliere, să vedem ce avem. Revenim să vedem dacă vindem. N-am reușit să dau tăișul, de fapt n-am reușit să dau nicio carte din inventar, merge destul de greu piața pentru că se fac și banii greu, deci angul se face greu. Totuși am dat astăzi două tăișuri la 1,4 pe shop, așa că mai degrabă facem shop decât să dăm pe chat. Totuși am făcut din banii pe care i-am avut în inventar niște papuci plus 5, hai să-i dăm la plus 6, deci prima pereche a mers, a doua pereche a mers. Asta cu bonus? A mers, asta cu bonus, perfect. Și am putea să-i dăm și bless la 7. Dar, hai să încercăm. Văd că a mers 7 cu bless, perfect. Gem, cred că avem gem în inventar, dar n-avem bani. Incredibil, am făcut papuș plus 7, bine. Ia și bonusa, dar ce strategie am? Mai degrabă așteptăm CL-ul. Și facem marmură de la cele, deci deschidem câteva celeuri și bonusăm full decât să bonusăm cu 4 bonusuri. E bine că totuși am făcut câteva perechi, hai să-i dăm și pe ăștia la 6, să fie toți. Uite că au mers bine, au mers toți. Perfect. Bun. Și o să mai dăm și colier. Colierul acesta de lemn o să-l dăm, care și el aici un bonus. Poate merge și el, dar... momentan nu o să mai plusesc că nu mai am bani de teleporter. S-au mai strâns câțiva bani, 200.000. Sunt curios de papuci aceștia, dacă vor reuși. Dăm la plus 8 acum. Aaaa, au eșuat. Și sta să vedem. Eram sigur că fac așa. Mai strângem că nu e de joacă. Nu putem să-i facem chiar așa repede. Trebuie să mai strângem bani. Mă gândeam eu că eșuează. Și am o strategie, sta să vedem dacă merge, haide să vă arăt. Am dat o tură de mapă aici în vale și am găsit câteva iteme, de exemplu sângeroasa este scumpă, aceste ghiare iarăși ne mai putem scoate de pe ele și le vindem la magazin. Cred că 200.000 cel puțin am scos de aici, de pe ce am cules, plus am vândut și tăișul. Hai să continuăm să vedem ce se întâmplă, deci plus 7 prima pereche, bum! Perfect, a mers.
Îi dăm și pe ăștia, dar îi vreau și pe ei plus 7. Ok, continuăm. 7 și ăștia și ultimii. S-au bubuit ultimii. Și avem așa, prima pereche, mamă, gem. Deci gemul aici pe server este destul de scump. Două bucăți, 110k. Având în vedere cum se fac banii, hai să cumpărăm, fiți atenți. O să încerc iarăși bless în aceștia. Și ulterior, bless plus 9 dacă reușesc, bineînțeles. Dacă nu, îi dăm pe toți pe fierar, hai să vedem. Ca să nu mai cumpărăm multe iteme de upgrade. Hai mă, hai. Perfect, plus 8 și plus 9. Bine, perechea plus 9 de bambuș și cu 2 critică. Ăștia merită bonusați deja. Perfect, perfect și 500 PV. Super, super, am făcut papucii și 500 PV, 2 critică. Avem așa, 10 foc de aici și 15 de pe armura. Deci uitați, aici este armura. N-o să o plusăm deocamdată pentru că vreau să fac level 30 și vom primi blesuri cu B și cu acelea o să facem noi armura plus 6 măcar, pentru că este ușor să o facem plus 6. Deci am vrut să vă arăt, este aceasta, am dat 4KK pe ea, o să vedeți și pe ecran, 4KK, o carte de tăiș și încă vreo două cărți, ceva de genul. Deci e bine că am găsit-o, nu știu, cred că am dat și destul de ok pe ea. Perfect, și haideți să vă arăt că am și un coif cu 15 vânt, după cum puteți vedea, cred că valorează destul de mult, doar că n-o să-l vând deocamdată, o să-l păstrez, cine știe, poate ne este de ajutor. Avem și aure aici sus, n-o să le vând nici pe ele, le băgăm acolo pe oarul de pe schimbă. Și ia să încercăm și un colier de cupru, mai ales că avem și unul cu bonus, de fapt două, sau hai să vedem și colier de lemn. Și începem cu acesta cu 2 pătrundere și reușește. Perfect, plus 2, 3, 4, eșuat, a eșuat primul cu bonus, mai avem unul. Din nefericire nu prea am prins cu două bonusuri, deci nici măcar unul. Ulterior poate dăm și brățara de argint la plus. Deci plus 6 colierul de cupru, hai să vedem și colierul de lemn, tot așa cu un bonus, dar a eșuat din prima. Iar îl facem pe ăsta plus 7. Bun, deci măcar ăsta a ieșit plus 7 și urmează banderolă roșie. Până acum am făcut papucii plus 9 și colierul de cupru plus 7. Deocamdată nu îl bonusez pentru că poate băgăm adaugă pe altceva mai important. Perfecționăm setul cu foc momentan ca să lăsăm pe auto prin V2. Ulterior ne ocupăm și de setul de fulger, doar că mai durează până la V4. Nu ne grăbim, le facem strategic. Și ne merge bine deocamdată, părerea mea. Avem și o brățară de aur alb aici cu un bonus. Hai să plusăm asta, plusăm brățara asta. Cred că avem și banderolă cu plus, cred că cu plus trebuie. Și îi dăm și plus 7 probabil. Hai să vedem, plus 7 și bless plus 8. Dacă este și asta plus 9, cred că o bonusez și pe ea. Hai să vedem. A, da, a bubuit, este a doua care îmi bubuie. Am mai avut una și a bubuit la plus 7. Mai avem una de 54 în depozit și poate o bonusez pe aceea sau habar n-am, poate găsesc ceva pe piață cu unul sau două bonusuri și o facem full. Acum ne pregătim de cele, mai lăsăm puțin să crească ninjaul până la cele și ulterior ne mutăm iarăși pe war. Astfel încât poate face și noi vreo 200 de bucăți să prindem niște marmure. Haideți că am făcut și un shop, am mai pus și papucii aceștia plus 7 pe care n-am mai continuat să-i plusez. Poate dacă găsiți ceva iteme de upgrade pe jos, continuați voi. Totuși am văzut plus 7 la 5KK pe piață, ceea ce mi s-a părut destul de mult și am pus la 3. Ochi de păianjen, iară, uite, nu mi se par foarte mult, 2 bucăți 55KK. Și îndrumătoare, iarăși cele mai ieftine, 80k, două bucăți. Am lăsat puțin oarul la ESO, a făcut și un rib, a făcut în mare parte îndrumătoare, că de asta m-am dus. Să am și eu, dar să și vând, și câteva cărți mai am aici,
cât de cât ok, să vedem dacă se vând. Cam despre asta e vorba până acum, sunt curios cum vom continua, să vedem ce mai bonusăm data viitoare. Dacă facem câte un item pe clip, e bine, astăzi papucii, mâine poate facem colier. De fapt, astăzi să știți că am făcut mai multe iteme, gen, uite, papucii, armura cu 15 foc. Și plus de asta am stat o grămadă să fac și acele cufere de bonită. Sunt curios dacă apreciați această serie pe serverul temporar. Vedem și progresul. Ne auzim data viitoare, multă pace, vă urez succes și vouă cu conturile. Ne auzim data viitoare, ia să vedem pe final ce au băgat aici la Fulger. Obiecte cu jetoane, nu ne interesează deocamdată. Multă pace, așa cum am zis, succes!